Este ziua Sfântului Apostol Andrei, însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie. 30 noiembrie este și o zi marcată de tradiții, obiceiuri, dar și superstiții. Aproape 720.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Arădenii sunt așteptați joi la amiază la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României. După 2 ani de pauză, revine și parada de 1 decembrie pe Bulevardul Revoluției. Europa este pregătită de sărbători, iar românii profită de mini-vacanță pentru a vizita cele mai spectaculoase târguri de Crăciun. Sfântul Andrei este prăznuit de către credincioși în fiecare an pe 30 noiembrie. Potrivit tradiției, în ziua de Sfântul Andrei este interzis să faci treburi casnice de orice tip. Pe 30 noiembrie nu este bine să coși sau să tricotezi și nici să speli sau să mături prin gospodărie. Tradiția mai spune că de Sfântul Andrei nu se dă nimic cu împrumut ca să nu se lege farmecele de tine. De asemenea, în ziua de Sfântul Andrei nu este bine să te cerți cu nimeni, iar dacă cineva îți poartă pică, este recomandat să discuți cu persoana respectivă și să rezolvați conflictul. Totodată, nu este bine să dormi pe timpul zilei la sărbătoarea Sfântului Andrei, deoarece te vei simți amorțit tot anul următor, spune tradiția. De cealaltă parte, de Sfântul Andrei, aproape 720.000 de români își sărbătoresc onomastica. Astfel, dacă aveți prin preajmă o Andreea, Andra, Andreea sau Andruța, ori un Andrei sau Andreas, nu ezitați să le spuneți un călduros la mulți ani. Europa este pregătită de sărbători, iar românii profită de mini-vacanță pentru a vizita cele mai spectaculoase târguri de Crăciun. Cele mai apropiate sunt cele de la Budapesta, Viena și Praga, însă nu puțini sunt cei care merg la târgurile din Dresda, München, Nürnberg, Strasburg sau chiar Bruj. Încă de dimineață, vămile arădene au fost luate cu asalt. La Nădla, coada de autoturisme depășește 5 km. Sunt 3 artere de ieșire din țară. O jumătate de oră. Mergeți în mini-vacanță? Sigur că da. În Bulgaria. Cine știe, nu știm cât este coada în față. Că nu putem aprecia din momentul ăsta de aici, din coloană. Cred că avem, ne apropiem de 45 de minute. Mergeți în mini-vacanță? Da, la Viena. Sperăm să scăpăm repede, dar nu știu câte ore. Programul dedicat Zilei Naționale a României va începe în municipiul Arad pe 1 decembrie la ora 10 la cimitirul Eternitatea sau locul mormintelor celor 3 corifei arădeni ai Marii Uniri, Vasile Goldiș, Ștefan Ciciopop și Ioan Suciu. Aici, reprezentanții Arhiepiscopiei Aradului vor oficia o slujbă de pomenire a corifeilor urmată de o depunere de coroane. La ora 12, evenimentele dedicate Zilei Naționale se vor muta în Parcul Mihai Eminescu la Monumentul Crucea Martirilor. După încheierea ceremoniei din Parcul Mihai Eminescu va începe defilarea cu tehnică din dotare a detașamentelor Batalionului 191 Infanterie Colonel Radu Golescu, Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al Județului Arad, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad și a Penitenciarului Arad. Defilarea se va desfășura pe Bulevardul Revoluției. Reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne au prezentat în cadrul unei conferințe de presă principalele măsuri pe care le vor lua pentru a asigura buna desfășurare a evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Naționale a României și a sărbătorii Sfântului Andrei. Dacă alegeți să participați la manifestările cultural-artistice, evitați conflictele, iar dacă în preajma dumneavoastră sunt persoane cu un comportament sau atitudine agresivă, nu încercați să interveniți pentru a le opri. Cereți sprijinul celui mai apropiat polițist sau jandarm și sunați la numărul unic de urgență 112. Atenție, sunt interzise cu desăvârșire orice obiecte care produc zgomot și aici înțelegem petardele. Articolele care sunt permise comercializării de către societățile comerciale autorizate sunt steluțele, lumânări scânteietoare, gerbe cu scântei, mini-facle, mini-sori, inele de foc, sateliți, pocnitori de Crăciun și pentru petreceri, focuri, chibrituri și bețigoașe, bengale, șerpi, mini-pocnitori cu confeti, granulele scânteietoare. Achiziționarea acestora este permisă doar de către persoanele care au 16 ani împliniți și numai de la comercianții autorizați.
Evitați pe cât posibil să aveți asupra dumneavoastră sume mari de bani când mergeți la cumpărături. Doamnelor, le recomandăm să fie atente la poșete și la genți, iar domnilor să păstreze portofelul în buzunarul interior de la piept al hainei sau jachetei. Folosiți locurile de parcare special amenajate și nu lăsați în vehicul la vedere bunuri de valoare. Aici înțelegem telefoane mobile, tablete, dispozitive GPS sau altele, chiar dacă lipsiți din autoturism sau de lângă autoturism pentru puțin timp. Peste 100 de jandarmi, alături de polițiști și pompieri, vor acționa pentru asigurarea măsurilor de ordine publică în locațiile unde se vor desfășura manifestări culturale-artistice, atât din municipiu, cât și din județul Arad, organizate în spațiul public și la care se preconizează participarea unui număr mare de persoane. Prin măsurile pe care le-am luat, suntem pregătiți să intervenim în cel mai scurt timp în sprijinul cetățenilor, indiferent dacă aceștia se află într-o situație de risc sau într-o situație de urgență. În această perioadă vom avea o prezență activă în zonele în care se organizează manifestări comemorative, cultural-artistice sau competiții sportive, în piețe, târguri sau în alte zone de interes operativ aflate în zona de responsabilitate. Joi, 1 decembrie, Jandarmeria Arad va participa la festivitățile organizate de Ziua Națională a României în Parcul Liminescu și Cimitirul Eternitatea. La festivitățile militare, organizate pe traseul Bulevardul Revoluției, Teatrul de Stat, Strada Nicolae Grigorescu, Jandarmeria Arad va defila alături de celelalte structuri, cu un pluton compus din 19 cadre militare, dar și cu tehnica auto din dotare. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, pompierii arădeni recomandă respectarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, astfel: nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu. Nu aruncați la întâmplare țigările. Este interzis fumatul în afara locurilor special amenajate. Nu blocați căile de acces pentru a permite intervenția autospecialelor sau accesul la hidranții exteriori. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați și respectați întotdeauna recomandările forțelor de ordine și a organizatorilor evenimentului pentru a rămâne în siguranță. A fost suplimentat numărul personalului planificat la controlul documentelor de călătorie în punctele de trecere și menționăm faptul că, dacă situația o va impune, vor fi suplimentate arterele de control pe ambele sensuri de deplasare până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei. Totodată, vor fi folosite inclusiv stații mobile de control în vederea asigurării controlului de frontieră în parametri optimi. În contextul zilelor libere ce urmează, dacă participați la evenimente cu număr mare de persoane, nu consumați alcool în exces sau substanțe psihoactive. De asemenea, dacă observați în jur persoane aflate sub efectul acestor substanțe, evitați o confruntare directă cu acestea. Orice conflict minor poate escalada. Adulții sunt sfătuiți să nu conducă autoturisme dacă sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Părinții sunt sfătuiți să petreacă mai mult timp cu copiilor, să fie atenți la modificările de comportament și dispoziție, să acorde o atenție sporită prietenilor copilului lor, atât din viața reală cât și din mediul virtual, să găsească activități comune și să comunice eficient pentru a oferi copiilor un sprijin real în fața problemelor. Tinerii sunt sfătuiți să comunice deschis orice problemă cu care se confruntă legată de consumul de substanțe, să apeleze la ajutorul părinților, prietenilor apropiați, persoanelor de încredere sau specialiștilor pentru rezolvarea acesteia. Instituția prefectului din județul Arad îi îndeamnă pe arădeni să participe la festivitățile organizate de Ziua Națională a României 1 decembrie. Programul evenimentelor cuprinde următoarele activități. De la ora 10, în cimitirul Eternitatea din municipiul Arad, la mormintele celor trei corifei arădenei Marii Uniri, Vasile Goldiș, Ștefan Ciciopop și dr. Ioan Suciu, va avea loc o slujbă de comemorare cu depunerea coroanelor de flori la mormintele celor trei mari corifei. Apoi, la ora 12, în parcul Mihai Eminescu din municipiul Arad, la monumentul Crucea Martirilor, va avea loc o ceremonie care va cuprinde prezentarea onorului și saltul drapelului de luptă, intonarea imnului național al României, o slujbă de binecuvântare oficiată de reprezentanții Arhiepiscopiei Aradului, alocuțiuni, depunerea coroanelor de flori la monument și, la final, un eveniment special, depunerea jurământului militar de către subofițerii nou încadrați la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al județului Arad. După acest eveniment, în fața Palatul Administrativ va avea loc o defilare cu tehnica din dotarea detașamentelor Batalionului 191 Infanterie Colonel Radu Golescu, Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad,
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vasile Goliș al județului Arad și Penitenciarului Arad. Defilarea va avea loc pe Bulevardul Revoluției, sensul Teatru Podgoria. Program special la starea civilă cu ocazia mini-vacanței de Ziua Națională. La serviciul stare civilă va fi asigurată doar înregistrarea deceselor, după programul pe care îl vedeți pe ecran. Și compania de apă Arad anunță că de miercuri 30 noiembrie și până vineri pe 2 decembrie inclusiv, caseriile vor fi închise. Pentru achitarea facturilor de apă și de canalizare, utilizatorii pot folosi alte modalități de plată. Le vedeți pe ecran. Dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură desfășurarea proceselor de alimentare cu apă și preluare a apelor uzate, vor răspunde apelurilor de urgență în zilele libere la numărul de telefon 0257-270-843. Echipele de intervenție ale companiei vor acționa pentru ca eventualele avarii sau disfuncționalități apărute în sistemul de alimentare cu apă să fie remediate în timp util. Inspectoratul de Poliție Județean Arad anunță de asemenea programul special de lucru cu publicul la ghișeul serviciului rutier în perioada 30 noiembrie 4 decembrie, și anume miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Programul va fi de la ora 9 la 11. În această perioadă, ghișeul de eliberare a cazierului judiciar va fi închis. Certificatele de cazier judiciar se vor elibera sâmbătă, pe 3 decembrie, între orele 8:30, 11:30. Proiectul educațional Aradul și Marea Unire, dezvoltat de Asociația Turism Alternativ în colaborare cu Muzeul Memorial Universitar Vasile Goldiș, și-a propus insuflarea aprecierii pentru strămoșii noștri, pentru trecutul istoric, pentru realizările culturale, precum și pentru personalitățile pe care le-a dat acest popor și, în particular, zona Aradului. Dintre activitățile desfășurate în cadrul proiectului face parte organizarea unei vizite la Muzeul Vasile Goldiș pentru a familiariza elevii cu evenimentele și personalitățile care au contribuit la Marea Unire din 1918. Acest eveniment s-a organizat cu ocazia Marii Uniri, pe care o vom sărbători de 1 decembrie. Și noi, în fiecare an, împreună cu asociația, încercăm să aducem grupuri de elevi în Arad, să le arătăm cele mai importante clădiri, să le arătăm locurile care au marcat, într-un fel sau altul, evenimentul de 1 decembrie. Și, bineînțeles, și cu Muzeul Memorial am avut întotdeauna o colaborare foarte bună și sperăm ca pe viitor să extindem acest proiect ca să poată participa cât mai multe școli și să vină cât mai mulți elevi să cunoască istoria Aradului. Celor mici le-a fost oferită o oră inedită de istorie de către directorul Muzeului Memorial Universitar Vasile Goldiș, Marius Grec. Am avut oaspeți, elevi din localitatea Bata, aflați într-o excursie de documentare, aș putea spune, în Arad. Muzeul Memorial Universitar Vasile Goldiș este deschis tuturor elevilor care doresc să aibă mai multe informații despre Marea Unire. Să nu uităm că muzeul funcționează în Palatul Român, în casa lui Vasile Goldiș, acolo unde în perioada 1911-1934 Vasile Goldiș a trăit, a condus ziarul Românul, care se tipărea la tipografia Concordia, toate acestea fiind în această locație. Importanța ziarului Românul pentru Arad, Arădeni și pentru România este covârșitoare, după cum se știe, pentru că momentul de la 1 decembrie 1918 a fost pregătit prin intermediul acestui ziar și au contribuit în mod decisiv la realizarea Unirii Arădenii. Vasile Goldiș, Ioan Suciu, Ștefan Ciciu. Alte activități din seria Aradul și Marea Unire sunt prezentarea clădirilor din Arad, unde au avut loc evenimente care au jucat un rol important în înfăptuirea Unirii, cu scopul de a promova istoria locală, vizitarea fostei locuințe a lui Vasile Goldiș și o incursiune în viața de zi cu zi a marelui om politic, testarea cunoștințelor acumulate de elevi prin organizarea unui mic concurs cu premii din partea muzeului și realizarea de către elevi a unor planșe ce vor fi expuse în școli.
Turneul Național de Educație Istorică 2022-2023 aduce documentarul Regele Mihai, drumul către casă, la cinematograful Arta, în cadrul unui eveniment special dedicat Zilei Naționale a României. Regele Mihai, drumul către casă, este povestea dramatică a ultimului rege al României. Filmul este o lecție de istorie care ne dezvăluie o poveste despre curaj, tenacitate și despre triumful speranței. Filmul va putea fi văzut miercuri pe 30 noiembrie, de la ora 19. Accesul este gratuit. Joi seara de Ziua Națională a României, Sorin Ghilea a invitat la celebrii un român adevărat, un artist cu tricolorul în suflet. Mariana Angel este un român cu suflet generos și plin de talent. Se înalță până sus la ceruri cântecul ce vine din Ardeal. Toate s-au legat, totul a fost, parcă, nu știu, nici nu reușeam să mă trezesc din atâtea lucruri care veneau spre mine și pe care le primeam, atâtea daruri. În luna februarie 1983, deci la încă o lună și două luni, câte decembrie, ianuarie, februarie, gata, în 10 februarie, am avut prima etapă la Floarea din Grădină. Frați români din cele patru unghiuri, fruntea ți-o ridic acum sus, că din somnul greu, somnul de moarte, înviat ai ca Iisus. Mariana Angel își va depăna povestea vieții și iubirea de neam și țară în prima parte a emisiunii, transmisă joi, de la ora 21. Va fi o ediție de neratat. În perioada 21-25 noiembrie, polițiștii locali din cadrul Biroului de Protecție a Mediului au aplicat 9 sancțiuni în cuantum de 7.000 de lei pentru nemenținerea curățeniei pe trotuarele, respectiv zonele adiacente imobilelor private de pe raza municipiului Arad. Acțiunile de verificare a modului de respectare a prevederilor hotărârii Consiliului Local Municipal Arad, numărul 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad, s-au desfășurat în cartierele Aurel Vlaicu, Bujac, Aradul Nou și Sân Nicolau Mic. Agenții de poliție locală au identificat astfel zone adiacente imobilelor private, respectiv trotuare sau spații verzi, neîntreținute, floră crescută spontan, necosită, arbuști netoaletați, prezentând un aspect general neîngrijit și totodată provocând disconfort vizual pentru vecini și trecători. Direcția Generală Poliția Locală Arad atrage din nou atenția cetățenilor asupra obligativității menținerii curățeniei pe trotuare și zone verzi prin măturare, cosire, îndepărtarea buruienilor și toaletarea arbuștilor, în conformitate cu prevederile actului normativ mai sus menționat, încălcarea obligațiilor prevăzute fiind sancționată cu amendă cuprinsă între 700 și 1000 de lei pentru persoane fizice, respectiv 1500 și 2000 de lei pentru persoane juridice. Consiliul Județean Arad a stabilit prețurile medii ale produselor agricole care vor fi luate în calcul la evaluarea arendei exprimate în natură în anul 2023 în județul Arad. Astfel, prețurile medii ale produselor agricole care vor fi luate în calcul la evaluarea arendei exprimate în natură în anul 2023 sunt grâu 1,40 lei per kilogram, orz 1,30 lei per kilogram, porumb boabe 1,30 lei per kilogram, fasole boabe 8 lei pe kilogram, varză 1,50 lei pe kilogram, ceapă 2,50 lei pe kilogram, morcov 2 lei pe kilogram, usturoi 15 lei pe kilogram, tomate 4 lei pe kilogram, ardei 4 lei pe kilogram, castraveți 3 lei pe kilogram, mere 2,50 lei pe kilogram, pere 3,50 lei pe kilogram, struguri 2 lei pe kilogram, nuci 28 de lei pe kilogram, porc 14 lei
lei pe kilogram, vită 12 lei pe kilogram, pasăre 8 lei pe kilogram, soia 2 lei și 70 de bani pe kilogram, floarea soarelui 2 lei și 50 de bani pe kilogram, ouă 80 de bani pe bucată, lapte 2 lei pe litru, brânzeturi proaspete 18 lei pe kilogram, telemea 40 de lei pe kilogram, smântână 16 lei pe kilogram. Direcția pentru Agricultură Județeană Arad a transmis de asemenea propunerea de preț mediu de 30 de lei pe tonă la iarba obținută de pe pajiștile aflate în domeniul public și privat al comunelor, orașelor, respectiv municipiului Arad, pe anul 2023, preț stabilit în urma studiilor făcute de către personalul de specialitate. BNR a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 300 de ani de la zidirea Bisericii Crețulescu din București. Moneda are o valoare nominală de 100 de lei, formă rotundă, diametrul de 21 de mm, greutatea de 6,452 de grame și cant zimțat. Aversul monedei redă o imagine a Bisericii Crețulescu din București, anul de emisie 2022, stema României, valoarea nominală de 100 de lei și inscripția România. Reversul monedei prezintă un detaliu din arhitectura Bisericii Crețulescu și inscripțiile Biserica Crețulescu și 300 de ani. Moneda din aur, ambalată în capsule de metacrilat transparent, este însoțită de broșuri de prezentare, precum și de certificate de autenticitate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și a casierului central. Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1000 de piese. Prețul de vânzare pentru moneda din aur este de 2900 de lei fără TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Moneda din aur are putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș a BNR. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad este prezentă în clasamentul universităților românești din 2022. Asociația Ad Astra a dat publicității clasamentul universităților din țară. Dintre cele 97 de universități publice și private din România, doar 31 apar în meta-rankingul universitar 2022. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad ocupă poziția 14-a. Pe aceeași poziție s-au clasat Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, Universitatea din Pitești, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Maghiară din Transilvania și Universitatea Tehnică de Construcții București. Primele trei universități din țară sunt Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnică din București. Faptul că suntem prezenți în acest clasament ne bucură și ne obligă să muncim mai mult pentru a ne situa pe o poziție superioară. Unul dintre principalele criterii luate în calcul a fost prezența în meta-rankingurile internaționale. Este foarte importantă vizibilitatea în meta-rankingul academic internațional și ceea ce îți aduce cea mai mare vizibilitate este activitatea de cercetare. Vom susține în continuare munca echipelor de cercetători pentru că rezultatele lor pot propulsa universitatea noastră mai sus, în clasamentele universitare internaționale, a declarat rectorul Universității Aurel Vlaicu, Ramona Lile. ...82 de fotografii sunt expuse până la sfârșitul acestei săptămâni, mai precis pe 4 decembrie la Sala Clio. Este vorba despre cea de-a 22-a ediție a Salonului Internațional Ars Fotografica. Arădenii pot admira atât lucrările premiate, cât și ale celorlalți artiști fotografi acceptați. Sunt reprezentate 10 cluburi foto din țară și 9 cluburi din străinătate, din Ungaria, Serbia, Italia, Brazilia, Olanda, Polonia și Moldova. În total, 617 fotografii. Salonul are două secțiuni, liber color și liber monocrom. Partenerii Asociației Fotoclub Arad sunt Consiliul Județean prin Centrul Cultural Județean și Complexul Muzeal, sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografi din România. La secțiunea liber color, premiul întâi și medalia de aur a Asociației Artiștilor Fotografi din România au fost obținute de Scubli Mariana din Sighetul Marmației. Premiul întâi și medalia de aur Fotoclub Arad au fost obținute de Ovidiu Domșa din București. La secțiunea liber monocrom, premiul întâi și medalia de aur au ajuns la Török Tibor din Ungaria. Premiul întâi și medalia de aur Fotoclub Arad le-a obținut Anica Zopunski din Serbia. Trofeul Asociației Fotoclub Arad a fost câștigat de Dan Griga din Baia Mare.
Cuta a fost astăzi alături de elevii liceului cu program sportiv din Arad, la Târgul de Crăciun, organizat în această perioadă. Echipa roșalbă a fost reprezentată de team managerul Sorin Botiș și de fotbaliștii Erico da Silva și Juan Cascini, care au interacționat cu tinerii suporteri. Temperaturile vor crește puțin în orele ce urmează. La noapte vom avea temperaturi minime de 1-2 grade Celsius și cer parțial noros. Șansele de precipitații vor fi de 25%, iar vântul va bate dinspre est-nord-est cu 7 km pe oră. Mâine, temperaturile maxime din termometre vor fi de 6-7 grade Celsius. Vom avea parte de câteva averse și vânt care va bate cu 7 km pe oră dinspre nord-nord-est. Șansele de precipitații vor fi de 84%.